am tot spus de mai multe ori public că mă simt legat de mediul rural, pentru că am crescut și am fost educat în mare parte valorile pe care le respect și pe care mă ghidez în viață, le-am luat de la țară, de la bunici, acolo unde am crescut, la bunicii din partea mamei, în Pericei, în județul Salaș. Însă n-am prea vorbit de faptul că cealaltă jumătate din mine e bihorean, pentru că tatăl meu e născut în satul Inceș, din comuna Ceica, de lângă Tinca, deci din zona aceea Beișului. Și, mă rog, din diferite motive, în vremea aceea, fiind și mai aproape de Zalău, unde locuiam, mergeam mai des la bunicii din partea mamei și mai puțin la bunicii din partea tatălui. Și știți cum e, ceea ce nu ai, aia te atrage mai mult. Și am fost tot timpul atras de Bihor, de Ceica, de Incești, unde am venit de câteva ori, dar mai ales un pic mai târziu, când am avut eu posibilitatea să călătoresc, mai mult am venit tot mai des încoace și m-am simțit și mă simt legat de locurile astea și am cumva sentimentul ăsta de ceva neterminat în mine, prin faptul că am petrecut mai mult timp de o parte și nu de cealaltă. Deci astăzi am fost la Beiuș, pentru că avem acolo o echipă foarte activă, foarte dinamică și le spuneam colegilor de acolo că sper ca anul viitor, cam pe vremea asta, să venim și să vorbim de un viitor primar al Beiușului pe care să-l putem susține. Și colegii de acolo mi-au făcut acest cadou, a fost o surpriză pentru mine, o surpriză foarte plăcută și de atunci, spre invidia lui Dan, dar o să-i fac și lui cadou. Nu mă mai pot desprinde de el. Dar dincolo de asta, pentru mine, acest cojoc are o valoare simbolică pentru ceea ce înseamnă România în Uniunea Europeană. Și hai să o iau așa. Hai să ne imaginăm că suntem în 2007, momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană. Și cu siguranță și dumneavoastră, ca și mine, aveam niște vise atunci. Ne-am proiectat un pic în viitor și ne-am gândit ce poate să însemne România în Uniunea Europeană. Și evident că după ceea ce văzusem unii dintre noi în afara țării, ne așteptam ca România în Uniunea Europeană să însemne șosele, autostrăzi, să putem ajunge de la Oradea la București în 5-6 ore, așa cum s-ar ajunge în mod normal pe niște autostrăzi. Ne gândeam că o să ne putem duce bunicii și părinții și copiii în spitale fără teama că nu vor fi tratați cum trebuie, că spitalele vor avea dotările necesare. Ne gândeam că vom putea avea salarii decente, că agricultorii să-și poată câștiga traiul din munca lor. Vise normale, firești, când ne uitam în jur și când ne gândeam la ce resurse avem și că în sfârșit o să avem cadrul să le putem pune în valoare. Și ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat la 12 ani după ce suntem în Uniunea Europeană? Și asta nu din cauza Uniunii Europene și nu pentru că n-am avut bani, pentru că ne-au dat bani și n-am vrut noi să-i folosim. Sau noi am putut folosi. Și avem cioturi de autostrăzi pe aici, pe acolo, care ba să tai o panglică, ba sunt blocate pentru că trebuie reparații după ce au fost inaugurate. Spitalele le avem pe hârtie doar, cu banii necheltuiți. Și acolo unde avem spitale, ne ducem în ele și venim mai bolnav decât ne-am dus când ieșim de acolo. Pentru locul de muncă trebuie să mergem să căutăm salarii decente în afara țării. Și uite, asta e situația, asta e ceea ce se întâmplă la 12 ani după ce am intrat în Uniunea Europeană. Sigur, am avut anul 2016, când am zis și eu, în sfârșit,
am ocazia, am oportunitatea să pun în aplicare viza. Trebuie să aștept 10-11 ani. Nu s-a întâmplat mare lucru. Hai să începem măcar de acum. Și în 2016 am început să facem niște lucruri. După mai mult de 10 ani de la aderare, am apucat în sfârșit să adoptăm un master plan pentru infrastructura de transport. Și am pregătit toate proiectele prioritare din master planul acela ca să poată să fie puse în practică. Aveam și bani atunci încă necheltuiți la Uniunea Europeană. E, astăzi, la 2 ani și ceva, de atunci suntem în aceeași situație. Nu s-a întâmplat mare lucru, pentru că, sigur, trebuia muncit ca să le pui în practică. Am pregătit proiectele pentru spitalele regionale. Am găsit și bani pentru ele, pentru studiile de fizabilitate, le-am pregătit gata să înceapă construcția lor. Nu s-a întâmplat nimic, pentru că și acolo trebuia să te preocupi și să muncești pentru asta. Ei, și de ce s-au întâmplat lucrurile astea? Pentru că de 10 ani încoace ne-am mințit, de fapt, unii pe alții. Am spus că intrăm în Uniunea Europeană pentru că vrem să trăim ca afară, dar din păcate au pus mâna pe conducerea țării oameni care n-aveau nicio treabă cu obiectivele astea.